Este o măsură benefică atât pentru producători și comercianți, cât și pentru populație, spune Gheorghe Ștefan, copreședinte al PNL Giurgiu. Chiar dacă este reprezentant al opoziției, el apreciază decizia adoptată zilele trecute de guvern. E o măsură foarte bună pentru producătorii agricoli și producătorii din industria alimentară, pentru că vor avea în cele din urmă de plătit un TVA mult mai mic. Și aici vreau să vă spun că se știe că decontarea de TVA se face lunar, iar cei ce lucrează cu supermarketurile își primesc banii la 2-3 luni. Deci era un efort suplimentar pentru producătorii de produse agroalimentare ca să susțină acest TVA pe care îl datorau. Și nu în ultimul rând, este o măsură absolut necesară și binevenită pentru consumatorul final. Pe lângă stimularea producției și comerțului cu produse agroalimentare, reducerea TVA înseamnă și crearea condițiilor pentru înființarea de noi locuri de muncă. Este încă un aspect remarcat de liderul PNL Giurgiu în legătură cu această măsură. Dacă producția, industria alimentară va începe să producă și să valorifice materia primă. Eu am spus-o în toate ocaziile pe care le-am avut că România astăzi este un mare exportator de materie primă. Aici mă refer la cereale, grâu, porumb, floarea soarelui și în loc eu aș încuraja industria procesatoare și mă refer aici la zootehnie să transform partea vegetală în produse animaliere și ulterior să le valorificăm prin abatorizări și prin industria alimentară necesară. Decizia de reducere a TVA la 9% pentru produsele agroalimentare și serviciile din acest domeniu a fost adoptată în urmă cu 3 zile și va intra în vigoare de la 1 iunie. Premierul Victor Ponta a anunțat totodată că de la 1 ianuarie 2016 va fi aplicată și reducerea generală a TVA la 20%.